Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou episod de Ferma Bunicii. Vorbesc mai în șoaptă pentru că știu că microfonul ăsta înregistrează destul de tare, se aude destul de tare, așa că dați volumul mai încet ca să pot vorbi și eu normal. Gălăgie la discuție. Cine ce știe ce se întâmplă acolo. Da, ați dat mai încet? Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou episod de... Ce se întâmplă acolo? Ce-i cu găspuțele alea? Ceva nu-i ok. Am zis că o fi vulpea. Da. Nu știu ce fac ele. Da, prieteni, scuze. Ia-ți de-n cât timp am pierdut. Un minut și ceva. Nu-i bai. Vedeți și voi frumusețea locului. Gogoțele, ia hai în grădină voi. Uși, uși, uși. E a doua oară când filmez. Bine, n-am filmat chestia asta. După cum vedeți, au mai rămas doar 4 rățuște. Oare Milianca era aici? Dar nu. Poate. Poate era Milencuța. Ce faci, Codaș? Bună! Au rămas doar 4 rățuște. Suntem la ferma bunicii. N-ar trebui să filmez găscuțele și rățuștele. Dar... Na, ce să facem? Milencuța, ce ai făcut acolo, mă? Hai, vină încă. Hai să te vadă lumea. Frumușica. Da, am filmat încă o dată. Am uitat să... microfonul ăsta trebuie să-l dai de pe cameră, pe telefon, are butoane diferite, e mai complicat și dacă nu faci schimbările, nu faci schema, nu merge cu sunet. Deci am înregistrat 20 de minute absolut inutil. Ce am făcut, ce vreau să vă arăt, am plantat câțiva pomi. Asta e primul pe care vreau să vi-l arăt, Santa Rosa, l-am înlocuit, am avut un pom de la grădina moșului care nu s-a prins. Nu cred că e din cauza moșului, pentru că până la urmă a dat niște rămureri acolo, să zicem așa, dar bunica a plantat aici fasole și s-a urcat pe el și l-au pur și simplu l-au înnădușit. Nu a avut putere să crească, așa că a trebuit să-l schimb. Nu am ce să-i reproșez moșului. Am luat până la urmă de la Sweet Garden. Din păcate și cei de la Sweet Garden nu trimit pomii cu rădăcina împachetată. Dar vorbim noi și despre asta. Oricum, i-am plantat, n-am avut niciodată un pom de la Sweet Garden care să nu se prindă. De la Atlas Plants ați văzut că am avut probleme, că avea probleme la rădăcină, persicul ăsta încrucișat, nu, caisul încrucișat cu prun, dar s-a prins și a crescut foarte frumos. Au venit găinușile, ciugulesc la sfeclă, nu e problemă pentru că se apropie frigul, se apropie înghețul și cu siguranță sfecla asta o să o sfeclească și nu o să mai poată, nu o să mai crească. Dar oricum, niște sfecle gigantică, ia uitați aia cât cocoșul și cu siguranță mai grea decât el. Că el e mai pănos. Ok, ia să vedem ce am mai făcut. E nasol că înregistrez a doua oară, mi-am pierdut din entuziasm. Aici bunica a ascuns niște dovleci, probabil pentru la iarnă. Face plăcintă, mie nu-mi place, dar ei îi place foarte mult, așa că cine oprește, nu?
Ia să vedem ce am mai făcut. Am mutat un persic, persicul de acolo, l-am adus din altă parte. Este 1, 2, 3, a patra oară când îl mut. Sărăcuțul persic n-a reușit să crească niciodată, dar sunt sigur că e din cauza lui. Nu, deci nu a crescut. Gândiți-vă că el este cu un an mai bătrân decât aia doi imeși de acolo. Uitați, sunt mai mari decât bucătăria asta de vară. Și nu crește. Avea rădăcină atacată de fungi și l-am băgat într-o soluție de apă cu fungicid. Sperăm că o să se rezolve treaba. Așa că am pus în locul lui alt piersic. Champion îi piersicul ăla. Aici avem un nectarin Sweet Lady. Din câte ține minte, un nectarin care face nectarinele toamna. Da, m-am decis să-mi iau, la început îmi doream foarte mult, adică am făcut strategia să pun doar pomii care fac fructele cât mai repede. La început de vară, cel târziu să fie cam așa, până și Via Nero, tot așa la început de vară sau pe la mijlocul verii se coace, pentru că la noi, fiind secetă, prunele și fructele care se coc mai târziu sunt afectate, dar primăvara nu ducem lipsă de apă în zona asta. Dar m-am decis să iau și fructe care se coc toamna, pentru că ați văzut, am zmeură pe care o mănânc și acum. Suntem, nu știu, cred că pe la jumătatea lunii noiembrie, la începutul jumătate așa, în prima parte a lunii noiembrie, și încă este zmeură, foarte multă zmeură, chiar și roșii, vedeți ce multe roșii cherry am aici, are bunica, bine, asta e flora spontană, nu le-am pus noi, nu le-am sădit, dar am mai călcat din ele și anul cu siguranță o să mai iasă. Nu e nicio problemă, nu deranjează cu nimic, va deveni îngrășământ și bineînțeles putem și mânca. Ia să vedem dacă găsesc una bună. Da. O roșie cherry de grădină la ora actuală, deci nu e nici de solar, e absolut incredibilă la gust. Da. Da. Nu e o roșie de carton ca cele din market sau din piață. Nu mai găsiți asemenea roșii acum în piață. Aici avem zmeur siberian, nu, zmeur arctic. Nu e mare diferență între cele două cuvinte, dar așa se numește. Nu cred că are vreo treabă cu zmeurul. Seamănă fructele cu zmeura, dar la gust ar trebui să fie altfel și crește, nu știu, până la 25-30 cm. De asta l-am pus așa de aproape de grădină, poate o să ude bunica. Lui trebuie un pământ mai acid, așa că am amestecat pământul cu turbă, ca și la afini. Ce mai avem aici? O să mergem să vedem și celălalt pom pe care l-am plantat. Din păcate se duce soarele. Eu n-am mai filmat cu telefonul pentru că camera asta la lumină mult scoate, nu știu, niște filme absolut superbe, dar în lumină puțină nu prea arată foarte bine. M-am uitat puțin, am inspectat puțin cireșii, am văzut că majoritatea au buchețele de mai. Deci o să ne fac ăsta, cred că e vișin, că are mai mici muguri, dar asta sigur e cireș. Uitați buchețelele de mai. Aici o să avem flori și poate și fructe. Ia uitați ce multe. Ăsta e lemnul de 2 ani. Anul trecut a fost crenguța asta, creată de așa, și anul ăsta a făcut și a format mugurii de flori. De aici încoace, de anul ăsta, vedeți, nu mai lipsesc acei muguri, buchețele de mai, și asta e și mai târziu. Da, știți voi ce am făcut în toamnă, sper să nu fie afectate crenguțele astea noi, dar dacă o să fie afectate, o să tai pur și simplu de aici și o să iasă alte crenguțe la anul. Nu e nicio problemă, oricum nu puteam să las pomii ăștia să crească atât de mari. Știți foarte bine că
eu încerc să-i țin cât mai mici, să fie piticoți, pentru că n-am nevoie nici de multe fructe, nici de pomi prea mari, chiar dacă unii sunt de vigoare mai mare, deși eu am încercat să iau tot de vigoare mică sau medie, am înțeles că se pot ține mici și prin tăieri și pe ce nu, dacă el își formează, vedeți, de aici, aici și-a format, cred că în mod natural, un punct, un nod unde, de unde a plecat crengi, distanța este foarte mare, bine, de obicei este și mai mare la cireș, dar dacă o scurtăm, ea o să plece de acolo nodul respectiv, așa că asta e problema la pomii de vigoare mare. Dacă punem noi artificial nodurile astea, atunci n-ar trebui să fie nicio problemă, dar vom vedea. M-am uitat la toți cireșii, aproape toți au buchețele de mai. Sper să vedem cireșul ăla de septembrie pe care l-am în livadă. Știți foarte bine că băiatul are fructe mai rare, mai chestii mai stranii, mai rare și le pun eu ca să nu trebuiască să puneți voi și vă zic, dacă e bună treaba, puneți și voi, dacă nu, n-are niciun rost. Zmeura de toamnă, zmeura mea preferată, pentru că din cauza lipsei de la fel de mult soare ca și vara, devine mai, este mai acrișoară și de, mie îmi place mai mult decât zmeura din timpul verii. Îmi place mai acrișoară. Știți că zmeura când se umflă, se face câteodată, cu cât e mai mare, cu cât e mai cărnoasă, să zicem așa, își pierde din aromă. Asta ce e, un persicuț? Nu, cais. Cais. Un cais unde o să avem caise și aici. Anul ăsta nu mi-a făcut. Cred că a avut 2-3 flori, dar nu au fost polinizate. Asta e caisul negru și aici nu-mi place creanga asta deloc, care s-a dus pe interior și că e așa de goală, o să o tai și o să creez o coroană foarte, foarte joasă. Oricum este un copăcel care face foarte multe fructe, foarte multe flori, scoate mereu și se văd, cred că scoate și pe lemnul de un an. Din păcate este afectat de ceva, eu nu i-am mai făcut de vreo lună și nu le-am mai făcut tratamente pentru că a fost secetoasă toamna asta și m-am gândit că nu o să fie afectat de fungi, dar se pare că am greșit pentru că nu am luat în calcul ceața de dimineață și na, asta e treaba. Ia să vedem aici niște zmeură. După cum vedeți, este pe jos, dar nu e problemă, pentru că buruianul ăsta, în care mulți râdeți, îl face să nu se murdărească. Dacă era săpat și era aranjat ca la carte, nu mai puteam să mănânc, dar oricum trebuie să fac. Asta deja e stricat. Mamă, la bune. Încă mai am foarte multă zmeură, nu fac față să o mănânc, sincer vă spun. Nu pot să mănânc eu singur atâta zmeură. Bune. Ia să mergem să vedem. Ce a pățit? Am aici un prun. Cine l-a tăiat de aici? Și asta e afectat la fel. Sigur fungi. O să iau un fungicid mâine. Vroiam să iau mai mulți să afectați de chestia asta. Ia să vedem la părul ăsta, unde ne face pere, aici, 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 multe, multe, multe frunzulițe, frunzulițe și muguri de rod. Și, în sfârșit, și caisul ăsta, și el are multe, mulți, mulți, mulți muguri de rod. Vișinul ăsta ce mulți are, ia uitați, tot, de aici până aici, asta e creștere. Asta e pe crengile de 2 ani, ne pregătește multe fructe. Și ăsta micuț, ăsta mic a făcut foarte multe fructe, nu știu cum a reușit. Chiar dacă e undeva pe un pământ nu foarte bun,
cei de aici încolo îi foarte, foarte bun pământul, dar pe rândul ăsta un pământ foarte prost, aproape nimic nu crește cum trebuie și chiar dacă crește, crește cumva cu întârziere, mulți ani de întârziere față de ceilalți. Încă un păr cu mulți mugurași de rodi, azi vedem cât a trecut, 15 minute. Mamă, ce am mai vorbit, îmi pare rău că nu mai am lumina pe care am avut-o data trecută și nici entuziasmul cu care am filmat data trecută. Stați că am văzut niște zmeurică interesantă. Da. Ia uitați-o. Vai cât e de bună. Da, zmeura de toamnă e preferata mea, v-am zis. Puțin acrișoară și cu aromă. Timpul nu-i permite să se coacă la fel de repede și, na, probabil și în cauza că e puțină secetă, nu știu, nu crește la fel de repede și la fel de mult ca în alți ani sau ca în timpul verii, așa că e absolut delicioasă. Da, ăla e cobocelul pe care l-am mutat, nu știu cum să zic. Cel nou e cam la tot la fel de mare ca ăsta și uitați altul, ăsta și cu ăsta, uitați cât de mari și cât de frumoși, cu un an sau doi puși după celălalt, e imposibil să nu aibă ceva, deci nu are cum, dar treaba e bună, o să crească și celălalt. Da, prieteni, cam asta e treaba la ferma bunicii, sper că v-a plăcut. Îmi pare rău că am pierdut celălalt film, că na, asta este. Cred că v-am povestit în celălalt film și despre cireșii de anul ăsta și cum e ok, dar nu are rost să mai discutăm încă o dată. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați de subscribe, nu uitați de abonare. Ceau, v-am lăsat, prieteni. Ceau.